Știți cum e când verifici notificările și dai peste ceva care te face să zâmbești? Ei bine, cei care o urmăresc pe Oana Lis pe rețelele sociale știu despre ce vorbim. Zilele acestea, Oana a decis să ofere un moment de amuzament fanilor ei. Vreau să vă prezint amantul meu drag, scrie ea, alăturându-se unei imagini blurate în care se presupune că se află un cuplu. Da, ați auzit bine, dar înainte să luați foc, e important de menționat că totul a fost o glumă. Ei, hai să recunoaștem, ne-a dat pe spate cu această postare. Să ne gândim la context. Imaginea și mesajul au fost postate de Ziua Orgasmelor. Cu un astfel de context, cum să nu zâmbești? Mesajul integral al Oanei Lis pe Facebook a fost: de Ziua Orgasmelor, m-am decis să pun o poză cu amantul meu drag. Fetelor, să nu mi-l deopiați, vă rog. E clar că vedeta a vrut să aducă un strop de veselie în feed-ul celor care o urmăresc. Dar pentru cei care nu sunt familiarizați cu dinamica dintre Oana și soțul ei, Viorel Lis, ar trebui să știți că sunt împreună de mulți ani, cu toate că Viorel se confruntă cu numeroase probleme de sănătate datorate vârstei sale avansate de 79 de ani. Oana a fost mereu alături de el, a mărturisit că îi este greu să-l îngrijească uneori, având în vedere că fostului edil al capitalei îi este tot mai dificil să se deplaseze. Cu toate acestea, Oana rămâne un pilon de sprijin pentru soțul ei. Iar asta nu e o surpriză, având în vedere că, într-o altă postare, a menționat că căsnicia este arta de a împărți în doi problemele pe care dacă erai singur nu le aveai niciodată. Se pare că spiritul ei optimist și simțul umorului sunt cheile succesului în căsnicia lor. Așadar, să avem mereu parte de astfel de postări care ne aduc zâmbetul pe buze. Și să nu uităm că în spatele unei glume se poate ascunde o poveste frumoasă și reală despre dragoste și devotament.